Salutare și bun venit la o nouă ediție din Premiile Anime, doar pe canalul de YouTube Shonen România. Nu uitați să vă uitați la Shonen Ro Live sau să ascultați podcastul oriunde puteți găsi podcasturi. Bineînțeles, dați like și subscribe pentru mai mult content de calitate. De ce sunt atât de adorabile tipele din anime când râd? Protagonist? Prima tipă din haremul lui. Se zice că dragostea a fost la prima vedere. Toată lumea. Hectare haha. Știa din Alabama și incestul. Japonia și anime. Dragonul perfect Mexic. Majoritatea oamenilor au refuzat mesajul. L-au urât pe Yu pentru că le-au zis adevărul. Ce e gaura neagră de fapt? Nimeni. Tu. Top 10 dialoguri din anime. Dacă Vegeta era parte din Mku, îl lăsa pe Thanos să găsească toate pietrele infinitului să vadă cât de tare ar putea să ajungă înainte să se bată cu el. Te uiți la anime. În public. Fără căști. Lângă o tipă. Nu te poți aștepta să schimbi imaginea cu anime și oamenii să înțeleagă. Observă. Culoarea părului în Japonia. Culoarea părului în Japonia potrivit anime. Nou mod pentru Fallout 4 îți permite să joci ca o waifu din anime. Instalează. Absolut nimeni. Tipii care au descoperit noul filtru pe Snapchat. Te uiți la anime. În public. Fără căști. Lângă o tipă. Și ea zice. Oh, îmi place show-ul ăsta. Ok, fete. Cum ne uităm la anime? În mod legal, legal. Nu aș pirata anime. Hayasaka a mințit la fel de natural ca și cum ar respira. Personalitatea mea. Selecția mea, preferințele mele, not safe for work. Să-ți prinzi o iubită. Plan A. Plan B iaui. Asta e legea schimbului echivalent. Când nevasta ta nu mai vrea să dea copii demonilor pentru putere și bunăstare. Femeile nu înțeleg politica. Psiholog. Jofumi nu există. Nu-ți poate face rău. Jofumi? Nu în seara asta. Mersi. Am de învățat pentru examene. Anime. Lasă-mi-l mie. Persoană. A murit mătușa Leana. Eu. Fe. Ai fost vizitat de bătăușul Mircea Badea. Dă like și subscribe sau te bate și pe tine și pe prietena ta. Dacă vreți să vedeți mai mult content, dați click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Și dați și o geană pe pagina noastră de Patreon. Pe data viitoare.